În loc de liniște, pace, gânduri și fapte bune pentru decidenții de la București, sfârșitul de an se dovedește a fi unul plin de frământări și bogat în convulsii sociale. După ce a fost deschisă cutia Pandorei prin majorarea salariilor angajaților din casele de sănătate, valul de nemulțumiri s-a extins în majoritatea instituțiilor bugetare. După 5 zile de protest, astăzi, la nivelul tuturor instanțelor și parchetelor din țară, inclusiv a celor din județul Hunedoara, activitatea a fost suspendată timp de 4 ore, de la ora 10 la ora 14. Astăzi, grefierilor din cadrul judecătoriei de Vali s-au alăturat și colegii din cadrul Tribunalului Hunedoara și ai parchetului local și județean. Susținem nemulțumirile colegilor noștri, a tuturor, la nivel național, pentru că am văzut în ultimele momente s-au ridicat toți din justiție, inclusiv că sunt grefieri, că sunt procurori, că sunt judecători, întreg personalul auxiliar, întreaga magistratură. Pentru că ceea ce se întâmplă la nivelul actual este pur și simplu dureros. Suntem ignorați, lucrăm în condiții anormale, suntem nesalarizați corespunzător în condițiile în care de aproape 7 ani de zile, de când s-a pus în aplicare și a fost adoptată legea unitară de salarizare din 2017, 153, după cum bine se știe, s-a ajuns la acumularea unor inechități salariale care au datorat la bugetul de stat, care au îngreunat traiul de zi cu zi al tuturor oamenilor din această categorie profesională. Iar hotărârile care nu s-au pus în plată le vom susține până în ultima clipă, pentru că s-au acumulat datorii, s-au acumulat nemulțumiri, s-au acumulat frustrări, oamenii au așteptat liniștiți, au așteptat pașnici și fiecare dintre noi poate să-și exprime această poziție în acest sens. Cu siguranță asta ne dorim, nu salarii majorate, așa cum în ultima perioadă alte categorii profesionale au obținut, noi nu am obținut acest lucru, noi am lucrat în tăcere, cu zi, cu noapte, pentru punerea în executare și în libertate a unor oameni, da? În timp ce noi efectiv ne încălcăm drepturile familiilor și copiilor noștri, pentru că asta este realitatea de la nivel. Guvernul a găsit soluția salvatoare pentru el, nu și pentru grefieri. Astfel, prin proiectul de ordonanță de urgență pus pe ordinea de zi a ședinței guvernului de astăzi, 14 decembrie, plata drepturilor salariale neplătite până la data de 31 decembrie a acestui an se realizează prin emiterea unor titluri de plată care se vor răscumpăra de Ministerul Finanțelor eșalonat pe o perioadă de 7 ani și care nu sunt purtătoare de dobânzi. Guvernații vor să ne transforme salariile, drepturile salariale restante, în titluri de stat. De plată, în titluri de plată. Care nu sunt purtătoare de dobânzi, care nu și pe care le vom valorificate de către beneficiari. Că asta este realitatea. Ele vor fi o susținere. Este un drept de proprietate al nostru. Acest care nu ni-l poate lua nimeni. Este garantat de Constituție. Dreptul legal. Atâta timp cât reprezintă copiii cu titlurile acestea. Acestea sunt povești. Mulți dintre grefieri lucrează de zeci de ani și nu știu nici în condiții actuale când vor ieși la pensie, în ce condiții vor ieși la pensie. Nu trebuie ascultat ceea ce se spune că avem aceleași drepturi ca și magistrații. Nu le avem. Nu avem nici pe departe aceleași drepturi. Oamenii lucrează în condiții grele, înghit multe, sunt mereu la servici pentru toate problemele țării, pentru că toți oamenii cu probleme vin în instanțe. Instanțele le rezolvă. Pe noi cine ne rezolvă, cine ne înțelege? Dorim să ne fie date salariile, drepturile salariale câștigate prin hotărâri judecătorești, definitive și puse în executare prin acte administrative. Dorim salariile noastre legale. Ordonanța că o votați, pe noi să nu mai contați! Ordonanța că o votați, pe noi să nu mai contați! Niciodată nu stăm 8 ore pe zi, întotdeauna stăm între 10 și 12 ore pe zi. Mulți stau și mai mult. Deci dacă cuiva îi se pare că este mult, eu nu mai am ce să zic. Atunci ce să zicem de cei care au furat de la stat și care continuă să fure și totuși li se dau salarii de salarii? În condițiile în care noi nu avem dreptul să avem o societate, să ne câștigăm un alt venit suplimentar. Suntem condiționați de legea noastră. Deci noi atâta, veniturile noastre, ceea ce producem ca angajați a sistemului. Punct. Nu avem absolut nimic.
Deci nu se poate așa ceva. 26 de ani vechime, cu boli profesionale, cu tot, să nu țină nimeni cont de noi. Și să mai și fim condamnați. Să fim condamnați și să fim luați drept ultimii și umiliți să fim luați ultimii din oameni, că ni se spun privilegiații. Pentru ce suntem privilegiați? Că muncim în praf și în niște condiții mizere, că nu avem nici măcar un metru, da, cu... Ne-au dat decontarea medicamentelor. Cine nu ne-au dat. Decontat în ultimii ani de zile boli profesionale. Statutul de categorie privilegiată este doar o aparență, mai spun grefierii. Realitatea i-a scos în stradă. Este o minciună faptul că începând cu 1 ianuarie va crește doar pentru bugetari. 5%, dar noi niciodată nu am fost încadrați ca bugetari. Când trebuia să primiți, îmi ziceam că suntem grefieri cu statut special și nu beneficiam. Deci noi de 6 ani de zile, nu am primit un leu la salariu, am fost plafonați prin ordonanțe în fiecare an, inclusiv pentru anul ăsta. În al doilea rând, este o minciună faptul că se decontează ochelarii. Nu este adevărat. S-a făcut cerere, mi-a schimbat ochelarii de acum o lună. Am făcut cerere să mi se deconteze și mi-a spus că nu se aprobă. Sindicatul a zis că facem acțiuni. Acțiunile, dacă le facem și le câștigăm, cum le punem în hotărâri? Avem hotărâri judecătorești care sunt definitive pentru condamnați. Se pot executa. Pentru noi nu se pot executa. Dacă guvernul nu găsește soluții rezonabile, gradul de tensiune și nemulțumire al personalului va conduce în perioada următoare la blocarea totală a activității în instanțe și parchete, spun liderii de sindicat.